astăzi. Am adoptat o serie de măsuri care vizează evitarea unei hotărâri pilot la CEDO și în acest sens am adoptat proiectul de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate. Cel de-al doilea proiect de lege vizează lege pentru completarea legii 254/2013 privind executarea pedepselor. Voi vorbi puțin despre fiecare lege în parte. La prima lege, cea care vizează grațierea unor pedepse, am eliminat, așa și cum a fost în proiectul inițial, și nu vizează violatorii, faptele de corupție, actele cu violență, recidiviștii, pedepsele cu suspendare și prioritar pentru noi a fost recuperarea prejudiciului. Cea de-a doua măsură, cea care vizează legea 254 privind executarea pedepselor, este o inițiativă a vechiului guvern pe care am aranjat-o și am pus-o în concordanță cu conducerea ANP, astfel încât să poată fi ușor aplicată, astfel încât este vorba de recursul în compensare la fiecare 10 zile cei care sunt în penitenciar și beneficiază de niște condiții deosebite, practic câștigă câte o zi, deci practic la o lună câștigă 3 zile. Repet, este o inițiativă a vechiului guvern pe care noi, repet, am pus-o în concordanță cu observațiile pe care le-au făcut cei de la ANP. În același timp, astăzi, odată cu adoptarea bugetului de stat, am venit în completarea acestor măsuri pentru evitarea, repet, a unei hotărâri pilot la CEDO, cu alocarea unor resurse suplimentare pentru creșterea cu 50% a normei de hrană, asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea proiectelor de investiții și, în acest sens, vizăm începerea în acest an, și au fost alocate fonduri pentru începerea în acest an, a două penitenciare de câte 1000 de locuri, unul la Caracal în județul Olt, cel de-al doilea la Berceni în județul Prahova. Cea de-a treia măsură, tot cuprinsă în bugetul de stat pentru acest an, vizează modernizarea a trei penitenciare. Este vorba de penitenciarul Giurgiu, Deva și Codlea, în care se vor crea 350 de noi locuri de detenție și vor fi modernizate 500 de locuri. Iar, repet, problema cea mai importantă pe care am avut-o în vedere este suprapopularea care există în acest moment și știți foarte bine că în jur de 150%, și prin aceste măsuri plus măsurile care vor veni în continuare, avem în vedere adoptarea unei legi, a fost în Parlament depusă de colegii noștri liberali, cu introducerea la pedepsele mici a celor brățări, așa cum știți și dumneavoastră. Deci toate aceste măsuri pe care vi le-am prezentat, cele două proiecte de lege care vor merge în procedură de urgență la Parlament, plus restul de legi care sunt deja în dezbatere, nu au decât o singură țintă, aceea de evitarea unei hotărâri pilot la CEDO. Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi este vorba de ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea legii 296 Cod Penal și a legii 135 Cod de Procedură Penală. Practic, prin această ordonanță de urgență am făcut și am pus în concordanță deciziile Curții Constituționale care, repet, trebuiau să fie implementate fie de către guvern, fie de către Parlament. Și în aceste condiții am ținut cont de observațiile, de sugestiile și, repet, de hotărârile pe care le-a dat Curtea Constituțională. Acestea sunt cele trei acte pe care vizează justiția și pe care am ținut să vi le prezint. Domnule ministru, în ce mod modifică această ordonanță infracțiunea de abuz în serviciu? Care este noua definiție sau noua încadrare? Da. Deci, ceea ce cred eu că este foarte
important la abuz în serviciu, acea plângere prealabilă pe care societatea civilă sau simpli cetățeni au invocat-o a fost eliminată și abuzul în serviciu a fost pus în concordanță cu decizia curții și s-au precizat două chestiuni foarte clare, că numai încălcările legii, ordonanțe și ordonanțe de urgență de s-a precizat, plus cuantumul acela pe care, repet, noi l-am stabilit. Deci și în cazul abuzului în serviciu, poftiți, cuantumul a rămas în valoare de 200.000 de lei. Vă rog, altă întrebare. Deci ce este sub 200.000 de lei nu mai este sancționat, da? Nu este sancționat penal, doamnă. Deci ce este sub 200.000 de lei, paguba se recuperează și nu mai este sancționat penal. Asta ne-a recomandat și curtea, să stabilim un cuantum. Ținând cont de condițiile agravante, am considerat că această limită este o limită rezonabilă, pentru că instanța putea să considere 400.000, putea să considere 1 milion, dacă vă uitați în codul penal, putea să considere 2 milioane de euro și atunci, în aceste condiții, am stabilit această sumă de 200.000 de lei, ceea ce este foarte important, pentru că în comunicarea publică a apărut că dezincriminăm abuzul în serviciu. Nu, l-am reglementat mai bine și l-am pus în concordanță cu decizia curții. Altă întrebare. În cât timp intră în vigoare ordonanța de urgență? La publicarea în Monitor sau este un alt termen stipulat în text? Nu, la publicarea în Monitor oficial. Altă întrebare. În ce măsură, doamnă, ordonanța, cât și legile sau proiectele de legi nu s-au făcut pentru oameni politici sau pentru persoane. Sunt făcute pentru infracțiuni, s-au făcut pentru o mai bună clarificare și pentru punerea în concordanță cu deciziile curții. Altă întrebare. Având în vedere că aveți în Parlament o largă majoritate, de ce nu ați ales varianta proiect de lege asumat în Parlament pentru această modificare și, a statutului penal? Dacă apelați la memoria de acum un an de zile, ordonanța 18, pe care vechiul guvern a modificat 130 de articole, am considerat că este oportun și oportunitatea o stabilește guvernul pentru a modifica prin ordonanță de urgență, pentru că atât Parlamentul cât și guvernul, repet, nu au pus în timp util în concordanță deciziile curții. Precedentul nu este o justificare. Justificarea, dacă veți citi ceea ce propunem noi, pentru că înainte avem o notă de fundamentare și în nota de fundamentare justificăm urgența. Altă întrebare. În ceea ce privește instituția denunțătorului, ce modificare ați făcut față de proiectul inițial al ordonanței de urgență? Și acolo este făcută o modificare și o mai mare clarificare, astfel încât în 6 luni de zile faptele rămân, pentru că aici era problema, dacă faptele rămân sau nu rămân, faptele rămân în continuare. În schimb, am precizat foarte clar ce înseamnă cele 6 luni. Citiți textul și discutăm. Altă întrebare. Domnule ministru, textul pe care l-ați făcut acum nu este public în momentul de față. Da, eu v-am răspuns. 6 luni de zile este prea puțin în condițiile în care cei de la DNA, DICOT-ul, dar și toate parchetele au contestat, doamnă, acest termen de 6 luni, în condițiile în care foarte mulți denunțători, doamnă, vin după ce nu mai au funcția de conducere sau pe lângă alte persoane cu funcție de conducere, astfel încât să facă un denunț. Doamnă, deci legile în această țară le face fie guvernul, fie Parlamentul. Eu invit Parlamentul pe această ordonanță pe care noi am inițiat-o să o modifice așa cum consideră de cuvință. Altă întrebare. Domnule ministru, aș vrea să ne explicați un pic de ce ați cerut un aviz de la CSM. Mâine se întâlnește CSM-ul, dar ordonanța a fost dată în această seară. Pentru că, nu, noi am comunicat, era normal, dar nu am cerut aviz. Vă rog frumos, faceți o confuzie. Aviz ar trebui luat numai în legile care vizează justiția. Este vorba de 304, 305, 317. Aici ne trebuie un punct de vedere. Eu am un punct de vedere pe care CSM-ul l-a stabilit săptămâna trecută, în care dumneavoastră lor își precizează foarte clar că au un punct de vedere negativ. Altă întrebare. Domnule ministru, Mihai Peticilă, ProTV, bună seara. Bună seara. În primul rând, de ce ați făcut această mișcare în această seară, la ora 9, aproximativ, la terminat ședința de guvern? De ce ați ales să o faceți așa și nu prin transparență? De ce nu ați pus pe ordinea de zi aceste proiecte, ci le-ați pus cumva pe ordinea de noapte?
Nu, pentru că la această oră a fost ședința de guvern. Vreau să vă reamintesc că ordinea de zi a fost, sau în ordinea de zi există mai multe proiecte. Eu am venit să le prezint pe cele care vizează justiția. Colegul meu de la transporturi a adoptat... Pe ordinea de zi există 3 proiecte. Sunt Bun. Toate țin de buget, sunt de la Ministerul Bun. De Finanțe. Și ordinea de zi a fost suplimentată și știți foarte clar că guvernul poate suplimenta ordinea de zi. A fost suplimentată și cu un proiect de lege care vizează transportul elevilor și studenților. Cred că colegul meu la transportul ar trebui să-l prezinte. Altă întrebare. De ce ați ales să faceți acest lucru acum, seara? Oportunitatea o stabilește guvernul. Altă întrebare. Domnule ministru, favorizarea infractorului se dezincriminează dacă fapta este săvârșită de un membru al familiei sau de un afin până la gradul 2? Da. Aceasta este o modificare. Da. Altă întrebare. De această modificare beneficiază președintele partidului dumneavoastră, domnul Liviu Dragnea? Nu este făcută nicio modificare. Nu contează pentru ce. Eu v-am întrebat dacă beneficiază de ea. Nu. Cum să nu beneficieze de ce? În momentul dumneavoastră, cred că știți probabil date din dosar. Eu nu știu date din dosar, nici despre nicio publice. Persoană. Nu m-au interesat datele acestea. Altă întrebare. Favorizarea este dezincriminată în cazul în care este vorba de emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative? Da. Asta se poate înțelege că dumneavoastră, dacă favorizați un infractor prin emiterea acestor acte normative, faptele dumneavoastră vor fi dezincriminate? Nu. Dacă vă uitați dumneavoastră că actele este preluat acest articol de la conflictul de interese. Dacă vă uitați la conflictul de interese aliniatul 3, a fost preluat și aici. Altă întrebare. Ce avize ați obținut pentru această ordonanță de urgență? La această ordonanță de urgență avem aviz de la Ministerul de Externe și de la Ministerul de Interne. Atât? Și da. Toate celelalte instituții din domeniul justiției, parchetele, legile, DNA, DICOT, poftiți, doamnă, parchetele aplică legea. Legea o face fie Parlamentul, fie Guvernul. Altă întrebare. Nu, doamnă, citiți mai bine, competența lor vizează legile care vizează justiția. Repet, 303, 304, 317. Domnule ministru, 100.000 de oameni au ieșit alaltăieri în stradă să ceară oprirea acestor ordonanțe. Ce mesaj aveți pentru ei? Le-am făcut în concordanță cu deciziile curții, am preluat foarte multe din observațiile pe care le-am primit ieri la Ministerul Justiției și vreau să vă spun că foarte multe din, așa cum am spus ieri, foarte multe din observațiile pe care s-au făcut ieri au fost preluate în cele două proiecte de lege și proiectul de ordonanță. De ce nu le-ați trimis în Parlament să le pună acolo în concordanță cu deciziile curții? Pentru că aveți o majoritate lejeră în Parlament. Parlamentul avea posibilitatea și obligația să le facă în 45 de zile, nu le-a făcut și oportunitatea am stabilit-o noi, pentru că, într-adevăr, ne trebuie o legislație coerentă care să poată fi aplicată și de justiciabil și de către instanțe. Altă întrebare. Aș vrea să văd dacă am înțeles foarte bine. Favorizarea infractorului e dezincriminată dacă este vorba despre adoptarea de acte normative, corect? Da, doamnă. Deci, în situația în care sunteți, ați fost acuzat de o astfel de faptă, n-ați mai răspunde, corect? Ca ministru, vă spun, acest aliniat este preluat de la conflictul de interese, exact cum aliniatul 3 de la articolul 301 care vizează conflictul de interese e preluat și aici. Nu altă întrebare. În teorie. Eu v-am răspuns, doamnă, altă întrebare dacă aveți. Dacă dumneavoastră ați fi acuzat, și acum nu se mai poate, da? Aveți altă întrebare? Infractorul. N-ați mai răspunde, corect? V-am răspuns, doamnă, altă întrebare dacă aveți. Nu ați răspuns, da sau nu? E o întrebare simplă, închisă, da sau nu? V-am răspuns, doamnă, altă întrebare dacă aveți. Nu, da sau nu? Eu v-am răspuns, altă întrebare. Adică v-ați făcut o lege ca să vă acoperiți pe dumneavoastră. Nu, ați domn. Dat un act normativ pe care îl dezincriminați în cazul în care cineva încearcă să vă acuze de ceva. Este nu. Adevărat? Nu. Altă întrebare. Asta spune textul legii. Bun. Altă întrebare mai aveți? Aveți argumente la afaceri externe, domnule ministru al justiției, cu codul penal și codul de procedură penală, astfel încât să avizeze? Vă spun de ce. Pentru că acolo, dacă vă uitați în cuprinsul ordonanței, sunt prevederi dintr-o convenție internațională și, normal, dreptul la apărare l-am preluat și acest articol și de aceea trebuia să avizeze și Ministerul Afacerilor Externe.
Domnule ministru, când va fi publicat în Monitorul Oficial? Nu știu, nu este treaba mea când va fi publicat în Monitorul Oficial. Cine este omul care a formulat toate aceste modificări, dumneavoastră? Nu, au venit aceste modificări, repet, au venit în urma consultărilor și în urma consultărilor au venit acele modificări pe care, repet, sunt cuprinse în textul ordonanței. Dar ieri la consultarea publică ați avut și alte cerințe, să modificați într-un alt. Oportunitatea o stabilește ministerul. Altă întrebare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, la revedere!